bine v-am găsit la o nouă emisiune Cult Liniuță Ura.ro, totul despre cultură. Astăzi vom vorbi despre brâncuși. Pentru că da, noi români avem pe brâncuși. Unii îl apreciază, alții nu. Iar alături de mine am un om care mi-a dat seama că îl iubește foarte mult pe brâncuși. Pe Sergiu Corbu Boldor, nu te-am botezat. Eu am început să botez oamenii și vreau să vin cu curcan, cum se spune. Sergiu, cadoule, cum e? Înainte să începem să vorbim puțin despre brâncuși, vorbim la perdu. Știu că ai un motto la turneul pe care ai început și e ceva de genul arta trebuie să continue sau începe continuat. Începe în continuu. În continuu. Nu facem fel decât să înceapă în continuu, da. Asta brâncuși a zis-o. Știu, brâncuși a spus-o. Dar am o întrebare. Ce mai reprezintă arta ziua de astăzi? Habar n-am. Dar pentru mine, arta, evident, cea pe care o fac eu, reprezintă efectiv un mod de viață. Și cum îmi place mie să zic, așa facem noi. Am văzut că este felul în care ne manifestăm, felul în care trăim, felul în care ne place să cântăm, să scriem, să fotografiem. Descultat încă n-am prea ascultat, dar... Ba, eu spun că tu scurtezi și m-am lămurit în această seară. Scurtezi suflet. Nu știu dacă te-ai gândit la acest lucru, dar acest interviu se întâmplă la Muzeul Național Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. Iar Sergiu a început aici un turneu pe care vom discuta pe parcursul acestei emisiuni legat de brâncuși. Și de ce am vrut să sublinez acest lucru? Ai avut o seară frumoasă la Târgu Jiu. Și am văzut că oamenii au fost încântați de ce le-ai oferit. Practic, ai fructat sufletul. Ai rezervat acest lucru? Nu m-am gândit niciodată la modul ăsta. Frumos, nici nu am ce să zic mai mult. Bun, eu ți-am spus la un om care a ascultat concertul tău, dacă mă exprim corect. Acum că ai subliniat concertul sau neconcertul, eu tocmai am mai spus cuiva mai devreme și de cât ori am ocazia, repet că nu este un concert, nu este o piesă de teatru, nu e un spectacol, nu e... este o stare. Apropo de a asculta suflete, am ascultat prin muzică o stare, starea artistului în care creează. De aceea nu pot să-i spun, nu pot să-l încadrez în spectacole. Chiar m-am contrat cu cineva mai devreme, că e spectacol, dacă am venit aici, e spectacol. Nu este un spectacol, este starea mea, de aceea nu m-am uitat la public. Mi-e place să socializez, îmi place să mă uit la un când vorbesc cu el, dar cât timp am cântat acolo, am stat intenționat deconectat de lumea asta ca să pot să îmi păstrez starea mea în care am intrat. Și am mai remarcat un lucru apropo de starea ta. Am văzut că, inclusiv după ce s-a terminat spectacolul, ți-a trebuit o mică perioadă să revii, să ieși din starea aceea de spectacol. Avea cel mai greu moment din tot show-ul, că nu știu niciodată cât durează, cât stau oamenii. Cât stai? Să stai așa, să te uiți pe pereți. Păi nu, adică să te uiți pe pereți în ce sens? Să te uiți la spectacol sau după ce să te... După, momentul de după, când stau. Nu știu, am arătat apropo după ce ți-a terminat spectacolul, multul meu avea tendința să aplaude. Da. Și tu le-ai făcut semn să nu aplaude. De ce ai ales? E prima dată când mi se întâmplă să merg la un spectacol și la final să simt nevoia să aplaud, să nu pot într-un fel. De ce ai ales acest lucru? Care a fost simbolistica? Înainte să răspund, care e simbolistica, te întreb eu pe tine, ce ai simțit când am oprit aplauzele? Liniște. Vreau să-ți liniște. Și parcă mi-am descoperit eu sufletul pe mine însumi. Vreau să-ți simți liniște, nu pe liniște. Super tare, asta e tot. Cumva, asta și urmăresc, să stăm liniștiți. Iar în momentul în care publicul învăța, tot dau exemplu acum, când mi-a spus că e spectacol, nu e spectacol, este o stare. Iar dacă aplaudăm ca la spectacol, sigur că intenția publicului este bună să revanșeze, să le felicite de artist, să... Dar în momentul în care se aplaudă, toată lumea știe, e gata. Iar eu nu vreau să termin
această stare atunci când se aplaudă, ne ridicăm în picioare și plecăm și facem mișcările clasice și standard de la teatru filarmonică sau de pe alte contexte de genul ăsta. Pentru că simbolistica, apropo de asta, este la fel ca la ansamblul Brâncuș. Coloana fără sfârșit. La fel e și concertul. Concertul ăsta, să zicem concert. Spectacol. Cum, indiferent de ce cum îl folosim, prin lipsa aplauzelor lipsește finalul. Pentru că vreau să o las, să continue. Nu să o oprim noi când ne-am învățat noi de acasă, că acum aplaudăm. Asta mi-a dat vorba din gură. Efectiv, interesat ca în spectacolul, mi-ai dat senzația că va continua. Că te vei întoarce înapoi. Și cred că am înțeles destul de bine, ne dau seama. Eu zic că spectacolul continuă. Și sperăm să continuă. Apropo de acest turneu pe care l-ați început, am văzut că este format din trei părți. Și urmează să fie în martie și aprilie. Exact. În ce constau părțile? Unde se va ține tot la Târgu Jiu sau merge în altă parte din România? Și ce va consta fiecare parte care va urma? Spectacolul ăsta, Dezlegare, este împărțit în trei reprize, trei turnee. Prima e cea pe care o facem acum. Am pornit din Sălaj, am mers prin Bihor, Oradea, Timișoara. Și de aici mergem la Alba Iulia, prin Hunedoara, Deva, Craiova, Slatina și altele. Și în repriza a doua, din martie, încercăm să acoperim zona de Moldova și zona de nord a țării, iar în aprilie vom trece prin Republica Moldova și prin partea de sud, Constanța, București. Sigur, și ce stați, mai găsim printre orașele în care deja începe să lege și concerte. Și peste tot, tematica va fi Brâncuș. Exact ce ați văzut acum. Doar că nu e un concert pe care să-l repetăm, să-l facem identic. Pentru că e o stare. Nu formez nu știu ce partituri, nu am... Am o schiță în care mă ghidez. Am niște instrumente pe care le folosesc și ele fac să fie... Cu ele, de ele mă folosesc să construiesc starea respectivă. Da, este aceeași peste tot idee. Ideea lui Brâncuș. Și uite, înainte să vii la Târgu Jiu, ai zis că ai fost la Sălaj. Da. Cum, și urmează să mergi în alte părți din România, cum percepe lumea, sau cum îl vede lumea pe Brâncuș? Că unde mergi tu în țara asta? Brâncuș e bine văzut. Acum, că apreciază cu adevărat arta lui, alții apreciază principiile lui, alții sunt la modă să fie în preajma lui Brâncuș. Sincer, n-am urmărit să văd cum apreciază alții. Eu am încercat foarte mult să prind esența în care a creat Brâncuș. Și asta înseamnă că... Ai încercat să-l descoperi prin muzică pe Brâncuș. Și asta îmi pregătește următoarea întrebare. S-a spus înainte de emisiune că în genul acesta de discuții n-am întrebat niciodată. Foarte bine. Așa e și spectacolul, nu-i pregătit. Ce reprezintă pentru tine Brâncuș și ce esență ai descoperit tu la Brâncuș? La Brâncuș am descoperit spiritualitatea, liniștea și simplitatea. Adică caracteristicile de bază ale Dezleganii. Pentru că este un moment spiritual, este un moment simplu, de aceea merg atât de liniștit și liniat cu muzica. Pentru că spectacolul nu este pe scenă unde stau eu, ci la tine în suflet. Corect. Acolo se întâmplă toată chestia. Așa că nu este ceva ce faci bine sau rău, sau publicul nu înțelege sau nu înțelege ceva. Cât se întâmplă ascultând, aia e tot. Și
e foarte frumos. La fel ca la o lucrare de-a lui Brâncuș. Te uiți la ea, ce faci? E bună sau nu e bună? Că tu vorbim de lucrări. Înainte să îți iasă acest spectacol, ai văzut-o pe el lui Brâncuș din Târgu Jiu. Ce senzație ai avut, de exemplu, când ai fost lângă poarta sărutului, masa tăcerii, coloana fără sfârșit sau coloana infinitului? Care a fost senzația când ai apărut în aceste obre de artă, în condiții în care, trebuie să o spunem, sunt din păcate români care ori nu le cunosc, ori le ignoră. Astea sunt acelea pe care le cunoaște toată lumea, dar sunt foarte multe lucruri pe care acum le-am tot descoperit, aflându-mă aici de două zile, și mă impresionează constant. La masa tăcerii, n-am ce să zic, masă tac. Dar o chestie faină ce s-a întâmplat acolo e că am prins apusul aseară și a fost un moment super fantastic. Toate umbrele alea alungite de la scaune și masă se mișcau așa soarele împreună. Superb! Iar la poartă, astăzi am fost iar pe acolo, cred că de vreo 20 de ori am trecut prin ea și înainte și înapoi și înainte și înapoi, mă tot uitam, iar treceam. Parcă se întâmpla ceva de fiecare dată. Iar la coloana am mai văzut, am mai fost, m-am mai uitat în sus la ea. Dar de data asta, probabil și antrenat de ce facem acum în contextual. Mi-a amorțit gâtul uitându-mă în continuu și îmi căutam și de acolo și de dincolo și mai în spate și mai aproape. M-am rugat de polițiștii de acolo să mă lase, să stau foarte aproape. M-am dus foarte departe, m-am pus pe burtă, pe spate. Toate felurile și, nu știu, e de fiecare dată ceva, un spectacol continuu, nu se repetă. E un obiect, un stâlp frumos până sus în cer, dar efectul și ce se întâmplă în sufletul omului, acum zic din experiența mea, ce ai simțit în momentul este o trăire unică de fiecare dată când mă uit la ea. Uite, îți recomand, dacă mai ai timp sau cum să vii în perioada următoare din Târgu Jiu, sperăm să mai vin la Târgu Jiu și să-ți aștept. Sper că îți place acest oraș, să mergi dimineața și să vezi, să te uiți pe poarta sărutului, să vezi când sare soarele. Ai impresia că descoperi altă lume. O să fac treaba asta. Astăzi am fost la coloană, la răsărit. Ce cum ți s-a părut răsărit? Super. Aseară am prins apusul acolo la coloană și azi dimineață, în sens invers, a fost răsăritul, evident. Și, nu știu, mă uitam așa, eram cu spatele la soare și mă uitam la coloană, cum se lipește, se luminează, se îngălbenește, prinde culoarea aurie. Și cum mă uitam, cu gâtul meu amorțit în sus... Atenția să mă uit și acum cu tine, să simțeam, o transmiți. Simțeam soarele cum mă încălzește pe spate, așa, tot mai pătrunzător și mai intens. Păi, e o legendă la noi în zonă care spune în felul următor, că dacă duci și îmbrățișezi coloana la răsărit sau la apus, ai anumite stări care de obicei nu le simți ca om, într-o zi normală. S-ar putea să se titulat una dintre aceste legende. Nu mi-am dat seama. Dar chiar este o legendă care spune acest lucru. Apropo de Brâncuș. De ce te-ai gândit la Brâncuș? Că totuși în România avem foarte mult oameni de valoare care au lăsat ceva normal. Și dacă începem o listă, nu mai terminăm un an de zile acum acolo. Adevărat. De ce te-ai gândit omul la Brâncuș? Mi-am gândit și la alții, nu numai la Brâncuș. Îi facem tribut și la alții artiști, nu numai la Brâncuș. Dar m-a atras foarte mult simplitatea lui și am considerat-o foarte potrivită pentru Dezlegani, albumul ăsta cu care ne plimbăm în turneu, un turneu dedicat lui Brâncuș. Apoi, sunt foarte multe conexiuni între spectacolul ăsta și Brâncuș. De exemplu, ansamblul Brâncuș cuprinde trei sau patru puncte, nu? Da. Masa tăcerii, coleg. Liniștea pe care o promovez așa de mult. Apoi poarta, sărutul, atingerea, când
se întâmplă renașterea. Că în spectacolul ăsta, când vorbesc despre moarte, nu e ceva rău, din potrivă, e ceva foarte frumos, renașterea. Adică sărutul, eu asta înțeleg prin sărutul ăla, poarta sărutului. Da. A făcut, a glumit colegul nostru Vlad, a zis, dar ce facem acum, treceți prin poartă și vă sărutați? Da, dar nu între noi, între oameni, ci altfel, cu... Da, uite, că văd că ai înțeles partea asta cu locul din Tribușiu, e exact cum spui tu, se pleacă de la masa tăcerii, e aleas ca oamenilor, e poarta care, practic, te duce în altă lume, până la coloana infinitului e biserica, credința, că de aia și s-a început și până vine coloana către... Exact. Iar ce mi-a plăcut foarte mult, ca să vezi o altă conexiune, eu folosesc cele trei lumini, care sunt montate vertical, pentru că după ce parcurgi tot traseul ăsta, ajungi la coloana care e verticală. Iar pentru mine, și cred că nu greșesc deloc, acolo se mută, de fapt, finalul călătoriei din plan orizontal pe plan vertical, adică unde e activitatea cerească. Asta am înțeles eu prin traseul făcut de Bărcuș, prin traseul făcut de mine în arta mea, de aceea folosesc acele trei coloane de lumină. Eu pot să spun că tu ai înțeles că am esențialul și credem că ai înțeles mai bine decât anumiți oameni care stau în Trebușie. Și anumiți oameni care zică cum o să vedea. Deci ai înțeles... Cum ziceam, nu e... Nu putem... Care mai vă înțelege bine sau mai rău, fiecare înțelege... Nu, înțelege asta, el, asta da. O spun eu și uite, să dau un exemplu trăit personal. Am fost în Paris, care m-a surprins. Am fost la momentul lui Drăguș și am oprit pe stradă. La depărtare, nu știam că să ajung acolo, femeie secundă de 60 de ani. Când am întrebat-o de Brâncuș, m-a luat de mână și m-a dus până la mormânt. Un om oprit de stradă. Ce frumos! De când în România, de asta am întrebat cum văd românii în alte zonele țării pe Brâncuș, nu se întâmplă de multe lucruri ăsta. Acum, să o zicem și pe aia dreaptă, sunt, din păcate, foarte mulți care habar n-au ce înseamnă toată povestea asta. De asta te-am și întrebat. Sunt și de ăștia, sigur că da, sunt mulți. Și tu am văzut că ai o activitate de 12 ani pe scenele internaționale sau pe multe scene. Da. Îți urez cât mai multe realizări, pentru că ai făcut realizări foarte frumoase și văd că promovezi România într-un fel sau altul. Da, dar asta faci, promovezi România. Asta facem. Noi ne dedicăm arta. Artă pentru artă, asta cred că Florian Pitișu a spus-o, artă pentru artă și ăsta e unul dintre motorile pe care le credem până în pânzele albe. Și ceea ce am făcut eu acum n-a fost să reproduc arta artistului, n-a fost să cânt versurile scrise de el sau muzica scrisă de el, ci arta mea a fost dedicată acelui artist, Brâncuș în cazul de față. Prin încercarea de a mula cât mai mult pe principiile lui, pe credințele lui, pe simplitatea lui, pe esența lui, pe spiritualitatea lui. Adică văd că l-ai și studiat pe Brâncuș, ca să poți să vezi, poți să-ți adaptezi muzica pe... Până la Brâncuș, eu credeam că așa am făcut, l-am studiat, dar aici am găsit niște profesioniști și nu mai am multă cale să-l descoperi. Da, avem în Brâncuș mulți profesioniști pe Brâncuș, dar până la urmă eu sunt exact ca poezia. Știi că eu scriu o poezie de zi. Sau tu faci o melodie. Și vine criticul și spune, nu-mi place. Dar poate sunt 100 de oameni care n-au treabă cu critica și admiră ceea ce faci tu. Despre asta e vorba, că în primul rând, ce fac acolo, ce gen de muzică e ăsta, dacă e spectacol, dacă nu e spectacol, asta s-o spună fix criticii, pentru că eu nu sunt critic. Și tu, până la urmă, te adresezi mie ca om simplu, nu critic. Da. Și contează ce simt eu. Uite, am iar o întrebare, poate are legătură cu Brâncuș, nu are legătură cu Brâncuș. Știu că corpul are două aspecte, partea negativă și partea pozitivă. Ca sărutul. Da. Care parte de la corp îți place mai mult? Ambele îmi plac. De ce? De ce îți plac ambele?
Păi pentru că așa se formează ceva complet, și cu bine și cu rău, și cu lumină și cu întuneric. Dacă ai numai una dintre ele, e dezechilibrat. Nu poți face lumină în lumină. Îți trebuie întuneric ca să pui lumină. Și de asta ai ambele variante de la altor. De la cum a făcut și Brâncuș cu tot ce a construit el de-a lungul timpului. Mai am o curiozitate personală, de exemplu, de mie îmi place foarte mult Phoenix. Și ascult Phoenix de câte ori am ocazie. Cum e să colaborez cu oameni cu formații care au scris istorie în România? Au istorie în spate. Și am văzut că ai colaborat cu mai multe formații, am văzut că chiar ai creat anumite... Cum este să lucrezi cu astfel de oameni? Nicolae Covaci este o legendă ambulantă, este o școală de muzică ambulantă, este un fenomen. Eu am fost și sunt mare fan Phoenix și la un moment dat știam pe de rost, înainte să cânt cu ei, versuri întregi, piese întregi. Iar în momentul în care urci pe scenă cu idolii tăi, și nu numai cu idolii tăi, cu înlocuind, sublinind lipsa lui Manny Neumann acolo, care pentru mine a fost Dumnezeu viorii. Îți dai seama că nici nu știu cum să spun acum, a fost un vis devenit realitate, scurt de prea puțin. A fost o experiență care pe mine m-a înălțat foarte mult. M-a boostat, m-a impulsionat și mi-a deschis mintea, imaginația către noi orizonturi. Deci, practic, a fost un lucru care ți-a adus un plus de valoare în viața ta ca artist. Și ca om. Clar. În momentul în care astfel de oameni te îmbunătățești și tu ca om și ca artist și ca tot ce vrei. Și absolut. Absolut. Mai am o întrebare în afară de următoarea care vreau să-ți adresez. Cum ai ajuns să colaborezi cu muzeul din Târgu Jiu? Cum a început această colaborare sau cum a început discuția de tine și Denisa? Eu cu Denisa ne-am întâlnit abia aici ne-am cunoscut și abia aici am socializat. De proiectul Corbus se ocupă Luiza Madinamitu, care este, în termeni profani, manager. Iar în alți termeni, cum ne place nouă să spunem, este îngerul păzitor al proiectului Corbus. Și adică se ocupă de acest proiect. Da, ea se ocupă de proiect. De fapt, împreună ne ocupăm, dar ea este mai mult pe partea asta organizatorică. Și... ca să venim la... Da. Contează să ai și un manager. Corect, corect. Și deci așa a început colaborarea cu Muzeul Național Pozitiv Rubin și Trăgușiu și cu Dejisa. Da, și cu alte locații la fel, în mare parte. Prin intermediul Luiza, ea este cea care are legătura cu oameni. Cu Luiza trebuie să vorbiți dacă ești organizator. De ce ți-am pus această întrebare? Am vrut să pregătesc următoarea întrebare. Am văzut că ai construit multe proiecte artistice. Cât de greu se construiește România? Mai ales că vorbim de artă, de muzică. Cât de greu se intri pe piața asta? Și aici, totuși, e o piață, ar putea vorbi, nu știu cum este corect. Cât de greu se construiește România? Așa va frumos. Urât, mi se pare termenul de industrie muzicală. Și, din păcate, se folosește. Se folosește, da. E foarte greu. Dintr-un anumit punct de vedere, e foarte greu pentru că... Ce faci ca trupă tânără? De unde ai fonduri să faci un turneu? De unde ai fonduri să îți înregistrezi primul album? Costă o căruță de bani. De unde îți iei instrumente, corzi? De unde îți iei niște... orice ai nevoie să faci arta pe care o faci? Să ajungi la chestiile astea durează ani de zile, dacă mergi pe picioarele tale și rând pe rând. Sunt alte cazuri care au fonduri și simplu așa. Dar în momentul în care ai fondul, este greu sau răzbezi, dar destul de greu. Așa, chiar e foarte greu. Pentru că, în primul rând, în România este foarte subapreciată arta. Și muzica, și teatru, și scrisul, și poezia, și totul. Scuze-mă că te întrerup, cred că în urmă de ani de zile s-a demonstrat cel mai bine că arta nu este apreciată. Da, sările de pariuri au fost deschise, iar teatrul e închis. Ce că s-a spus tot.
Da, să trecem peste aceste... Exact, nu este subiect, dar am vrut să fac eu această subliniere. Dar există și partea cealaltă a situației în care ce ai făcut în pandemia asta? Sau când începi să te manifesti artistic? Te oprești din scris de poezie? De... Eu m-am oprit? Nu m-am oprit. Pentru că este un mod de viață. Am o vioară, am câteva stative cu obiecte pe ele pe care le car cu mine în mașinuță și le montez și pot să cânt oriunde cu chestiile astea. Am avut alte perioadele vieții când nu le aveam toate astea. Aveam doar o vioară acustică și doar pe aia cântam aici, că se aude. Uite, hai să vorbim câteva minute de om, Sergiu. Nu de acest spectacol, de acest turneu. Cum ți-ai descoperit pasiunea? Sau de unde a început pasiunea ta pentru muzică? Deci, hai să începem de la... și să comprim istoria foarte mult. Maica mea cânta la acordeon, cântă la acordeon, pictează. Iar îmi place să zic că de la maica mea am moștenit îndemânarea asta de a cânta instrumente, iar de la taică mi-o pun un gust. Pentru că de la taică mi-am o memorie în care mă ținea așa pe genunchi și îmi punea să ascult două de la Pink Floyd, punea pauză, mi-a explicat un bun pic, iară dădea un play, iară mi-a explicat. Și cumva de aici a fost primul contact cu muzica. Apoi am fost la școala de muzică în Zalău, de unde clasa 5 m-au dat afară, pentru că... De ce? Tu mai ceasă 5? Nu plăcea. Am fost, din păcate, un picuț așa forțat și... Nu un picuț, am fost destul de forțat și caftit cu violență fizică și, na, învață. Copil mic, fiind cu câte o lopată de aia peste ceafă de picam cap în partituri. Îți trece pe ce le-am învățat. Dar, în clasa a 8-a, m-am dus după 7 ani de pauză de vioară, nu mai știu după câți ani, 7 ani de pauză de vioară am făcut în viața asta la un moment dat, dar în clasa 8 am adus taică-mea cu forță la concert Phoenix. Aici s-a întâmplat clicul de care am clicul, dragostea la prima vedere. Și acolo s-a întâmplat pe bandă rulantă niște momente care m-au marcat de viață. Primul a fost ciocânirea de la Phoenix, piesa cu care ei descriveau concertele și în continuare probabil că tot le descriu cu piesa aia. Eu aveam piesa aia înregistrată pe casetă de la un post de radio din Zalău, care în fiecare dimineață la ora 7, cu aia începeau aia programul. Și am înregistrat-o pe casetă și mergeam pe la prieteni. Uite, asta e muzica pe care vreau să o ascult. Cine cântă? Nimeni nu știa să-mi zică cine cântă piesa aia. Și multă vreme am stat cu ea pe casetă și o ascultam, până când am rămas mască. Am început așa să o cânte direct pe scenă. Vedeam mari, giganți. Era perioada Phoenix cu băieții de la Talisman, cu... Mă rog, și-au urcat... Da, și-au urcat... Mani numai pe scenă. Când au urcat Mani numai pe scenă, am zis că nu-i adevărat. Poate avea un parpalac de piele până jos. Vioara aia, cu nebunia aia lui, cu mișcările alea, am rămas efectiv schimbat pe viață. Și apoi au fost piesele alea celebre, de la nunta, la... Mugur de fluier la... Da, Phoenix este o istorie. Cum ai ajuns să colaborezi de cu Phoenix? Foarte ciudat. În perioada studenției am... Deloc ciudat. În perioada studenției am călătorit foarte mult prin țară, cam, adică, în toată țara. Cu autostopul, student, dormeam pe la prieteni. Ce vremuri frumoase. Iam un... Mai făcea de genul ăsta. Și ținta era simplă. La concert, la Phoenix. Și mama veche la fel pe cei? La fel cu mama veche. Ce vrea mama veche să stea pe pagina drumului, vreau să ajung cu mama veche. Sau de mama veche vreau să ajung în București sau în fiecare de-a mea. Toată țara și toată Europa, până în Paris și înapoi, apropo de Paris. Am făcut-o așa, pe autostop, am călătorit de... Ne-au... Sărit capace de urmea. Vreo 50 de concerte am văzut în perioada studenției cu Phoenix. Adică în 4 ani, 50 de concerte ca student cu autostop de țară e mult. Deci ce făcea pentru concertele cu Phoenix? Da. Adică asta era ținta. Așa îmi reglam vacanțele. Mă uitam unde au concert și plecam. Frumos. Și într-o... Și de la o vreme te cam cunoști oameni.
am cunoscut în Berlin cu toată lumea, am ținut cumva legătura așa ca fan, ca admirator cu Kovács și la un moment dat venim la Oradea, cântă cu noi două piese. Ce să cred, era rușine, că nu știu, că nu știu ce, că nu știu ce. Nu s-a întâmplat nimic. A doua oară, nu știu unde s-a mai întâmplat un concert, cântă cu noi două piese. S-a ales praful. Și apoi, în Craiova, a fost un... Dar nu știu ce mi-a venit. Cântă unii două piese. N-am luat de rasoprață, autostopul tăi în Craiova, mă urcat pe scenă, am cântat Țigănea, dar și Nucuri de Fluier, și Nunta. Și a trecut multă vreme până să se mai întâmple ceva. Și din senin, în perioada în care au reconfigurat trupa și când a fost ruptura aia mai mare, m-a sunat Mara, managerul lor. Sergiu, vii la concert. Trebuie de oară. Bine. Atunci am retrăit, nu chiar retrăit, dar atunci am trăit încă o perioadă de studiu de la Forte și s-a întâmplat. Hai să trec la asta, dacă am înțeles bine. Deci tu ai colaborat, ai fost de două pe scenă la Neofonix și nu te ridicat la mijloc, te așteptai tu să te ridici. Și totuși au chemat-o continuare, deci au văzut de în tine. Asta s-a schimbat. Eu eram... Cum să urci pe scenă cu Dita mai Kovács? Nu drăzneam că e posibil așa ceva. Dar uite că el a avut încredere. Asta a făcut Kovács o chestie care pe mine m-a impulsionat foarte mult. A avut încredere. Tu apolozi această încredere altor tine care au nevoie de ea. Dacă îi vezi că sunt buni. Eu dau foarte multă încredere. Adică și... am învățat și celelalte părți al lui Kovács. Picioare în... Deci cine nu merită, asta e, să mă intentă. Da. Și uite că ne apropiem de finalul emisiunii. Faci muzică de mult timp. Am o curiozitate personală. Ce ai învățat tu de la muzică? Și ce a învățat muzica de la tine ca om? Frumos. Îmi place prima parte a întrebării, a doua, nu știu dacă pot să-ți răspund. Ce a învățat muzica de la mine? Dar, cum ziceam, muzica este o... E o stare, e ca o meditație, ca o rugăciune, ca o transă, ca ceva în care mă deconectez de la lumea asta și încerc să mă ridic în plan vertical, precum coroana lui Brâncuș, și acolo să îmi manifest momentul artistic. Nu e o muzică, apropo de Dezvegani, nu e o muzică compusă. N-am stat să scriu temele alea ce ne-am cântat, că de-aia e unic de fiecare dată. Îmi place să zic, e o muzică revelată. Și asta am învățat de la muzică, că arta este manifestarea divinității. Dacă vrei să vorbești cu cei de sus, prin artă poți. Dar nu copiind, nu reproducând, nu făcând copy-paste, ci făcând sincer și cât poți tu de curat acel moment al tău, oricare ar fi, orice artă, de la strung, la vioară, la bolovan, la orice vrei tu. Atâta timp cât ești curat și sincer în ceea ce faci, prin artă, poți să comunici cu cele sfinte. Asta am învățat de la artă, de la muzică. Și muzica ce am învățat de la tine? Vorbește și muzica de învățat ceva de la tine. Ca să insist cu această întrebare. Să ne gândim că muzica este un zeu care stă undeva și se bucură de... Uite, băi, că mai sunt oameni care fac lucruri. Unii cântă, unii fotografiază, unii promovează cultura. Deci am învățat și muzica ceva de la tine. Corect? Să sperăm că da. Sergiu. Să sperăm că mi-a făcut bine treaba și că da. Îți mulțumesc că ai fi să avem această discuție. Sper să ne mai vedem la Târgu Jiu. Și înainte de emisiune mi-ai spus ceva de Marea Mureș. Vreau să ne anunți din timp și o să venim și Marea Mureș. Vă așteptăm cu foarte mare drag în Marea Mureș. La irealitatea de sus.
abia ce mie să zic. Maramureșul este una dintre zonele pe care le promovez foarte mult și știi de ce fac acest lucru. Maramureșul este una dintre acele zone din România în care te duci duminica la biserică, vezi toată lumea îmbrăcată în portul popular și vezi acea zonă din România în care tradițiile și obiceiurile noastre românești nu s-au pierdut. Da. E foarte curată zona din punctul ăsta de vedere. Unde stăm noi, un picuț mai retras, nu e chiar zona de aia turistică. Suntem mai retrași, un picuț o zonă de tranzit, ceea ce este foarte bine. Păi nu, mie place de la masă, spus ca să-mi place mai mult, dar nu-mi place Maramureșul comercial. Îmi place Maramureșul tranzit. Și acolo este comerț. Îmi place acea Maramureș tradițional. Și poate să o primim împreună. Dacă ești de acord. Abia aștept să treceți până noi, vă așteptăm la camera analogă. Așa rămâne. Îți mulțumesc, Sergiu, și sper să ne mai vedem și să mergem în Maramureș să descoperim în plăcere lor. Abia aștept, vă așteptăm cu tine. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. Sufletul tău. Thank you.